alături de invitația de astăzi, care, așa cum ați văzut probabil în invitație, este de la Universitatea din Haifa. Este specialist în fotografie, de astfel a și fost de gând la Londra, unde a avut un eveniment extraordinar cu și de expoziție și cu prezentarea pe care veți vedea astăzi. Ne-am bucurat că a putut veni, că ne-a onorat cu prezența și sperăm că într-un viitor apropiat să avem și expoziția, care circulă în România, dar n-a ajuns în București. Și ne-am propus să o aducem la muzeu și sperăm că reușim în viitorul apropiat. Evident că veți afla imediat ce va putea fi adusul. Și am dorit ca, să zicem, să sărbătorim o mică unire cu imaginea Ierusalimului. Pentru că astăzi am profitat de faptul că e zi liberă și ne bucurăm că în ciuda vremii ați reușit să ajungeți. Așa că, fără prea multă întârziere, să-i dau cuvântul doamnei Rotore și, la sfârșit, vă invităm să adresați întrebări, comentarii, pentru că este cu atât mai important să avem și reacții, nu numai o prezentare.